dimineața, cel puțin pentru mine în acest moment, m-am gândit să filmez o rutină de dimineață. Este destul de devreme, m-am trezit la 7. De cele mai multe ori mă trezesc cam pe la ora 8. Am zis să încerc să mă trezesc un pic mai devreme. Și îmi beau un smoothie în acest moment. Și am vrut să vă arăt cam ce fac eu în diminețele în care am așa zis, știu că am zile aglomerate. Fie că am de filmat, am de lucrat pentru alte proiecte, diverse lucruri. Și vreau să vă arăt partea aceasta de pregătire de înainte și cum arată o rutină de dimineață așa pentru mine și ce mă ajută pe mine să-mi încep ziua foarte bine, frumos și ce mă încarcă foarte mult, îmi dă energie pentru tot restul zilei. Bineînțeles că, așa ca disclaimer, este foarte important să vă luați orele de somn, cel puțin pentru mine este extrem de important să dorm cam 8-9 ore pe zi, lucru pe care l-am făcut și astăzi. Și este foarte important să nu renunțați la odihnă pentru acest ideal, să zicem, de a te trezi cât mai devreme și știind că ai o zi foarte productivă, nu știu, să te trezești foarte devreme. De multe ori am observat că dacă sunt obosită și îmi iau timp și mă odihnesc și mă trezesc un pic mai târziu, ajung la sfârșitul zilei să fiu mai productivă decât dacă îmi trece întreaga zi fiind foarte obosită și neputând să mă concentrez la potențialul meu maxim. Așa că îmi doresc foarte mult să încep acest clip cu un disclaimer. Da, e important să fim productivi, să, nu știu, să ne trezim de vreme, să avem așa un program organizat și să facem cât mai... Nu cât mai multe lucruri, ci acele lucruri care ne ajută pe noi să fim bine și să fim în linie cu ce ne-am propus să facem, cu obiectivele noastre. Dar în același timp nici nu promovez o hiper încărcare a programului și acea cultură a hustle-ului exagerată. Asta am vrut eu să fie clar încă de la începutul clipului. În schimb, pentru mine este foarte important să includ în programul meu această idee de rutină și de organizare foarte clară, de planning. Știți că fac asta în fiecare zi și cred că este foarte utilă, cel puțin pentru mine funcționează, mai ales că îmi diminuează foarte mult anxietatea și overthinking-ul, pentru că știu exact ce am de făcut, îmi notez, eu notez până și lucrurile cele mai mici, nu știu, igiena de dimineață, skincare și ce mai fac, eu am acolo pe listă. Nu pentru că n-aș ști că trebuie să fac lucrurile acelea, ci pentru că mă eliberează pe mine mental și îmi creează așa o ordine. Fac asta, asta, asta și cu asta. Și este mult mai simplu așa. Așa că vă las mai departe cu rutina mea de dimineață. Somnul este pentru mine esențial ca pentru noi toți. Dacă nu dorm 8 sau 9 ore, mă confrunt cu foame excesivă, cu nevoia de a consuma carbohidrați și dulce, energie generală scăzută și cu o stare de spirit uneori depresivă și negativistă. Un amiral al armatei americane, William McRaven, spune că dacă vrei să schimbi lumea, trebuie să începi prin a-ți face singur patul zilnic. Deși pare cel mai banal lucru, să fac patul dimineața este ca un start bun. După ce mă trezesc, am grijă să merg în bucătărie și să beau un pahar cu apă. Bineînțeles că nu e ceva ce plănuiesc să fac, ci simt nevoia. Mai ales că în timpul nopții, organismul curăță toxinele din corp și când beau apă dimineața pe stomacul gol, elimină aceste toxine dăunătoare. În plus, știu că apa pe stomacul gol îmi crește metabolismul și îmi îmbunătățește activitatea sistemului digestiv. Nu am dovada clară că îmi crește rata metabolică, dar observ că am mai multă energie și mă simt, bineînțeles, mai hidratată. Dușul este pentru mine mai mult un ritual, deși cel de dimineață trebuie să recunosc că se desfășoară pe repede înainte. Îmi place să am întotdeauna mai multe geluri de duș, cu mirosul florale, fructate, pentru un plus de bucurie și am grijă să am mereu și un gel pentru îngrijire intimă, de obicei de la Saforele sau Lactacid. Bineînțeles că sunt atentă și la ce produse aleg. Folosesc pasta de dinți Himalaya, de exemplu, și deodorante de la Dove sau Borotalco fără aluminiu. Gelurile de duș, în schimb, sunt singurele excepții. Îmi plac prea mult parfumurile din ele și mi-aduc multă bucurie zilnic, de aceea nu renunț la asta de cele mai multe ori. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me.
Oare mai are rost să vorbesc despre cât de importantă este o rutină de îngrijire a pielii? Mai ales că după 25 de ani colagenul începe să scadă și procesul de îmbătrânire începe să cam aibă un cuvânt de spus. În plus, eu am și un ten uscat și nu-mi imaginez cum aș putea să stau cu tenul ca o scoarță de copac și să mă mai și pot concentra la orice altceva. Nu prea e o opțiune. Așa că dimineața folosesc un gel de curățare, apă termală peste care aplic acid hialuronic, o cremă de ochi, cremă de față cu ceramide și acid hialuronic, iar la final aplic SPF 50. Meditația e prezentă în viața mea de prin adolescență. M-a ajutat în multe contexte de-a lungul timpului. Nu reușesc să meditez eu zilnic, dar de cele mai multe ori am 10 minute pe zi pentru doza mea de liniște și claritate. Știi deja probabil câte beneficii are această practică. Pentru mine este esențială pentru echilibrul emoțional. Așa îmi stăpânesc anxietatea și stările depresive, așa îmi recapăt claritatea în gândire și dorința de a fi creativă. Așa simt recunoștință și optimism, așa scot la suprafață traume neevidente și suferințe ascunse. Uneori plâng, alteori râd. Uneori e profund, alteori nu am răbdare. Uneori doare, alteori alină. Uneori ajută, alteori nu. E un prieten de nădejde care mă va însoți toată viața. Scrisul în jurnal a avut multe forme de-a lungul timpului pentru mine. În adolescență îmi mărturiseam iubirile și durerile și rupeam foile. Scriam poezii și scrisori pline de emoție. În ultimii ani, în schimb, a fost un șir nesfârșit de pagini în care îmi descărcam toate trăirile. Pagini fără deadline, dar cu realități nevindecate. De câteva luni, însă, e despre a învăța să-mi identific emoțiile, despre a-mi stăpâni anxietatea prin scrisul gândurilor, despre a învăța despre optimism și recunoștință, despre a disocia mâncarea de emoții, dar și despre a fi responsabilă financiar și a investi în ce merită. În viața mea, așa cum observ, există multe tipuri de jurnal. Un jurnal al emoțiilor, unul al gândurilor, unul al recunoștinței, dar și un jurnal alimentar și unul financiar. Poate de aceea am și acumulat un raft cu agende cu valoare inestimabilă în evoluția mea ca om. Micul dejun este masa mea preferată din zi. Iubesc smoothie-urile, toast-urile, porridge-urile, iaurturile, omletele de tot felul și lista poate continua. Micul meu dejun este întotdeauna sănătos, ceea ce nu pot mărturisi și despre prânz și mai ales despre cină. Am grijă să includă proteine, fibre și vitamine de fiecare dată. Un mic dejun plin de nutrienți îmi dă energie și mă ajută să mă concentrez mai bine, mai ales în zilele în care am de creat conținut dimineața. Atunci când nu iau micul dejun, tind să fiu anxioasă și obosită, dar și foarte înfometată pe parcursul zilei și cu poftă de faimosul ceva bun, adică știți voi, carbohidrați, zahăr. Nu prea pot indica prea multe zile din calendar în care am sărit peste micul dejun. Poate în cele în care am mâncat prea mult cu o zi înainte, tot din cauza că sărisem peste micul dejun. Toate se leagă, nu? Anul trecut am observat că am reușit să citesc doar 6 cărți și mi-am propus ca anul acesta să citesc măcar dublu. Deși în ultimele 2 luni am citit exponențial mai puțin, pot spune că cititul e parte din rutina mea, mare parte din an. Sunt multe beneficii ale cititului, dar senzația pe care o am eu când citesc, mai ales beletristică, cred că e ceva specific. De fiecare dată când încep să mă cufund în poveste, mă simt din nou copilul acela idealist care visa la o viață frumoasă. Mă simt liberă, inocentă, fericită. Of! Această stare îmi rămâne ore în șir după ce închid o carte și parcă întregul meu comportament este creionat de acea stare și de emoțiile pe care le preiau din carte. E ca și cum pot trăi o nouă viață cu fiecare carte pe care o deschid. E un sentiment atât de special de care nu m-aș despărți niciodată. Nu știu cum e în cazul tău, dar eu simt că nu am claritate și liniște până nu îmi notez ceea ce am de făcut într-o zi. Încep prin a face o listă cu lucruri pe care îmi doresc să le realizez într-o săptămână și apoi le repartizez pe zile. Am învățat din propriile greșeli cum planning-ul îmi poate crește încrederea în mine atunci când e făcut realist, dar bineînțeles că îmi și poate scade încrederea în mine atunci când îmi propun prea multe lucruri. Am învățat să-mi las timp liber seara, să fiu flexibil atunci când nu pot respecta întocmai lista de dimineață. Planificarea m-a ajutat să lucrez mai conștient și organizat la visurile mele, să îmi asum responsabilitatea și să fiu productiv. Planificarea este prima lecție despre așa zisul succes. Este despre muncă și perseverență, motivație și viziune.
Am grijă să ies de cât mai multe ori la o plimbare în parc sau chiar prin oraș. Contactul cu natura și cu oamenii mă ajută să mă încarc și să simt recunoștință. Nu pot sta prea mult între betoane fără să mă simt afectată. Am nevoie de verde, de copaci, de copii, de câini și pisici, de cafenele, de clădiri vechi, de mișcare, știu eu, aer, de perspectivă.